Salutare tuturor și bine v-am găsit pe acest canal. Poate vă întrebați, oare cine este tipul ăsta? Adică, vă întrebați cine sunt eu? Dar mă spuneți, unul dintre... Apoi m-ați văzut așa pe la unul dintre videoclipuri. Și da, m-ați văzut în anumite videoclipuri despre dansuri și despre toate celelalte. Și am zis, bine, să mă abonez la el. Și oare nu mă știți în realitate? Bine, majoritatea abonaților pe care le am, mă știu desigur. Și am venit să mă prezint. Numele meu este Piraeus Nenis. Da, și mă cheamă și Antonio, dar nu vreau să-mi spun a doilea pe nume, dar primul nume, Denis. Mulți prieteni îmi spun Denis, dar voi puteți spune Dar ce este vorba despre Denis Vision? Este vorba despre vloguri, despre gaming? Nu. E vorba de diversitate și de creativitate. Bine, nu sunt chiar în pasul în creativ în momentul de față, dar fac asta de plăcerea mea, pentru că mie îmi place să mă simt eu foarte bine. Vreau să-mi expun chestiile mele creative. În Denis Vision nu este mai mult vorba despre entertainment. Este vorba și despre viziunea pe care o împărtășesc din partea voastră și din partea tuturor abonaților pe care le am. De asemenea, mai fac și vloguri, da, și fac și gaming, dar dansurile amuzante mă mai gândesc. Dacă mai fac. Poate că anumite lucruri sunt populare, dar popularitatea este foarte trecătoare. Și pentru asta trebuie să țineți minte că când ne întâlnim, nu știu, așa, nu chiar așa, random sau, da, random, să zicem, este vorba de un respect aici. Și pur și simplu nu mă mai întrebat despre anumite dansuri sau despre anumite lucruri, ci dacă vrei să putem o conversație, noi doi, eu sunt dispus să te ascult. Și da, poate că în anumite situații am avut probleme la început și poate că la începutul videoclipului, în primul meu videoclip, ați văzut că eu purtam o mască. Ei bine, aici era mai de mult. Că acum eu sunt un puș de 16 ani în momentul de față. Și am început din semestrul al doilea din clasa 7. Și pur și simplu n-am avut reuni să știu ce trebuia să încep sau cum trebuia să fac videoclipurile astea. Până la urmă nici nu am primit abonați foarte mulți. Nu au venit. Până la urmă am vorbit cu alți colegi și pur și simplu am primit abonați. Da, nu e chiar cine știe ce. Dar până la urmă o să mă descurc eu. Ceea ce pot în viitor. Probabil în viitor o să fie ceva mult mai bun ca în momentul de față. Poate o să se îmbunătățească ceva în treaba asta. De exemplu, o cameră nouă sau ceva de genul. E bine, asta doar ca să știți. Deci eu locuiesc în Berceni. Nu vă spun neapărat detalii, deoarece nu vrea neapărat să afle hoții despre treaba asta. Însă, nu neapărat dacă mă vedeți pe mine fac anumite lucruri, înseamnă că așa sunt eu în realitate. Nu. Este mare diferență între a te expune în internet și a fi de comportat în realitate. Deci, pe internet, cum mă vedeți pe mine, nu așa sunt eu cu adevărat. Eu fac asta pentru entertainment și pentru amuzamentul. Nu chiar să râdeți de mine. Eu fac asta profesional. Bine, nu sunt chiar profesionist, dar să zicem că eu fac asta dintr-o experiență anume. Realitate, eu sunt foarte, foarte inteligent. Cu un intelect foarte, foarte bun, dar totodată vreau să mă și distrez de cele mai multe ori. Și mie îmi place foarte mult ca dintre voi toți, să existe
măcar un respect față de unul în celălalt. Asta, desigur, dacă, desigur, mă susțineți tot timpul și desigur, dacă vreți, dacă încă sunteți abonați și sunteți noi pe canal, vreau să vă rog în ceva. Întâi, dați și voi un like, pentru că pe mine mă ajută foarte mult dacă faceți, dacă dați like, pentru că pe mine, pur și simplu, când văd că cineva apreciază despre treaba asta cu videoclipurile și despre tot ce am făcut eu, asta mă bucură foarte mult. De aceea știu foarte bine că vouă vă place treaba asta. Desigur, dacă vreți să scrieți un comentariu mai jos, puteți să... Eu sunt deschis la mai multe chestii, serios. Eu sunt foarte deschis cu voi. Desigur, puteți să dați și share la videoclip. Dacă, desigur, aveți prieteni, să vadă și ei videoclipurile mele. Dacă sunt și interesați de ce postez eu. Și, desigur, chiar dacă nu ați v-ați abonat încă și încă sunteți pe gânduri, va trebui să o faceți acum. Pentru că dacă vă sunteți foarte interesați, abonați-vă. Oricum, e decizia voastră dacă ce faceți. Și dacă v-ați abonat, apăsați pe clopoțelul în descriere pentru a fi, fi notificați pe locul unde este clopoțelul și vă intri imediat notificarea a noilor videoclip pe care le postez eu, desigur. Și să nu uitați asta. Ei bine, am terminat și cu acest trailer. E mai mult un trailer informativ. Desigur, dacă sunteți interesați de ce s-a întâmplat, puteți să vă revedeați vechiul meu videoclip. Bine, nu așa de răutate, dar să vedeți și voi anumite videoclipuri pe care le-am făcut. A început, nu a fost ușor. Poate că ați văzut... M-ați văzut așa, că... M-au avut nici mici probleme, dar... Până la urmă, am evoluat din timp. Și uite-mă acum. Acum, mă bucur că acum abonați, care mă susțin foarte bine. Mult, mult. Și mă bucur foarte, foarte mult. Din partea voastră. Serios. Mă bucur pe mine foarte, foarte mult că sunteți aici să mă priviți. Și este o... ceva uriaș din partea voastră și vă mulțumesc foarte mult. Chiar dacă nu sunt într-un rang mai mare ca toți cei aici dublu, eu măcar ce puțin eu mă mândresc cu asta. Faptul că am abonați. Și asta e bine. Și probabil să mai urmăresc anumite lucruri pe internet. Ca să pot să știu cât mai multe. Deci, cum am spus, eu am fost... Și desigur, vizionați foarte mult despre ceea ce fac și desigur, apreciați foarte mult ceea ce fac eu. Ne vedem pe viitoare.